Abia semnat de 2 luni, contractul cu noul operator de termie ridică iar probleme autorităților. Noul operator solicită municipalității un avans de 50% din costurile cu încălzirea și apa caldă în sezonul rece care urmează, lucru care nu apărea în acordul aprobat de consilierii locali la semnarea contractului. Mai mult, nici Consiliul Județean nu mai figurează ca parte în acest contract. Fișa trecută prin Consiliul Local, fișa de achiziții, nu prevedea două clauze. Prima, cu avansul de 50%, care mai are o problemă și vă detaliez imediat, și a doua, cu faptul că din 2 concedențe am devenit 1. Hai că mai poră urmărește în traducere liberă. ADI-ul este condus de județ cu 4 membri în AGA, noi având 3, dar cei care suntem obligați prin contract suntem doar noi, pentru că onor concedentul numărul 1 a dispărut. Dar pe lângă faptul că suntem cumva trecuți pe acolo, pe lângă faptul că ne-am trezit cu obligația de a plăti avans de 50% pentru termie, mai avem o problemă cu ordonanța de guvern dată în 2003, care este în vigoare și care limitează posibilitatea de avans la maxim 30%. Deci, porumânește, clauza este și în plus și ilegal. Neînțelegerile dintre municipalitate, Consiliul Județean și ADI Termie sunt din ce în ce mai adânci. Cu toate acestea, Volosevi spune că nu va lăsa Ploieștiul fără căldură la iarnă. Dacă ni se cere un avans, este evident că trebuie să deschid capitol bugetar. Ca să deschid capitol bugetar, trebuie în mod foarte clar să am și un fundament. Clar și răspicat, am sursa, și asta este problema mea, să o găsesc ca să o duc în fața Consiliului Local, ca să fac plata, să nu avem o problemă în sensul furnizării de apă caldă și termie în Ploiești. Și suntem pregătiți să o facem. Cele două firme care au câștigat licitația pentru distribuția de apă caldă și căldură ploieștenilor mai au o problemă. Nu au obținut licența din partea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, lucru care face să nu poată asigura acest serviciu către populație.